Salutare și bine v-am găsit din nou. Salut! În sfârșit a venit iar rândul roverului să mai facem câteva îmbunătățiri la el. Am găsit pe net undeva chiar aici în zona la noi niște jante pentru rover de 16, dar alea pot să pun cauciucul stradalii. Și acum mă duc să-l iau, să văd ce este cu ele. Dacă-s buni, n-o fi buni. Sper să nu fii strâmbi. Schimbăm și uleiul. Mai am ceva foarte important de schimbat. Garnitura la evacuare. Ca să nu ai buruie așa de urât. O schimbăm frumos și roțele. Deocamdată o să le pun cu cauciucul de care le-am pe ele. Pentru că nu am altele acum, alte cauciucuri. Și o să vină cauciucurile astea. Și după aia pe parcurs o să-mi iau eu cauciucuri noi, probabil. O să fie cauciucuri de vară, că astea... Sunt pic amuzate, nu? Am două mai bunișoare, două scuzate. Unul e nou, dar e de vară, e rezerva. Asta e mai bunicel. Asta o pot să rezerv, asta e nou, cauciucul. Ia, după cum se vede. N-a fost rulat cu el. Dar e... Asta e nou, dar e curios ce dot are. Din ce are. Unde-i dotul, măi? Uite aici. Dot? Da, din 2003, destul de vechi. Cunoaște 2003. 2021. 2021. Hai, băieți. Aproape 8 ani. 2013. Nu mai știu să mai socotesc câți ani are aici. Cât ani? Cât are? Nu 8? Din 2013. Din 2003? 2003. Nu 2013? Să-mi uităm o dată. 2003? Asta e din fabrică, înseamnă. Așa e din vechi? Da, 0803. 2003. Din 2003. Mamă, am înțeles 2013, am zis că bă. Să fii atent, dacă a fost Michelin. Înseamnă că ăsta e original la mașină. Da, e original la mașină. Cât de bine s-au păstrat. Se cunoaște, nu a fost rulat pe lucru, cum arată. Nu a făcut niciodată pană. Asta înseamnă că nu a făcut niciodată pană, nu? Nu a făcut niciodată pană. Dar totuși, la 18 ani, îți dai seama, 18 ani să aibă un cauciuc. Să nu crapi, să nu... Nu aibă crăpături, să nu fii îmbătrâniți, nu?
Curios lucru. Da, asta e tare. Da, deci oricum asta o să vină. O să meargă, o zi două pe mașină, nu o să meargă mult. Trebuie să-mi iau cauciucuri ca lumea. Ideea e să vedem, nu știi, dacă... Adică să vezi ca să... Să nu fii strâmbi, să nu, știi? Da, așa, așa. Acum, dacă tot e cald motorul, să-i dăm frumos drumul la ulei. La ulei. Schimbăm ulei, vedem dacă mai avea ceva ulei în el. Nu, nu le-ai spus despre noua achiziții? Ba da, ba da, am spus. A, ai spus? Am spus în video anterior. Nu m-am uitat. Nu, acolo am filmat cu Madalina. N-am refăcut procesul. Cauciucurile. Lucrul de asta este doar la cauciuc. Aici nu mă jurați că am filtrul Starline. Asta l-am primit cadou de la nașul meu. L-a luat pentru mașina lui, dar lui fiind diesel, nu se potrivește. Și o spune el că sigur vin la ta. Dacă tot mi l-a dat cadou, l-a luat cadou. Ce cadou e bun primit? Da, nu? Cazul de față. Nu puteam să-l refuz. Știu că e o firmă slăbuță, Starline, da. Decât Nica e bun și atât. Curios cum o să meargă cu... Asta vreau și eu să spun tot acum. Sper să nu se mai audă furiala aia, că... E foarte urâtă. Și astăzi o să mai am ceva de făcut. O să dispară asta de aici, de pe mașină. În sfârșit, foarte mult o să se bucuri, pentru că o să-l dau jos și o să vină pus pe mașina lui Tiberiu. Ia-l 200 de lui. Până una asta să mă dau și dau drumul și la ulei. Ce rogești, mă? Am... Călucior, de acum mă bag până la jumătate mașină cu el. E mișto, chiar e fain. Îmi blai cu toate ei. Ce am și pe patru. Așa, așa. Mamă, dar ce strâns e bușonul ăsta. O să mai întind un pic și curaua la alternator, că mă scârță. Ia să vedem ce curge. Da, ce poate curge altceva decât ulei? Să nu fie apă. Apa nu, niciun caz. Nu e chiar negru, negru, negru. Nu e chiar negru, negru, negru. Acum nu că mai curge un pic de ulei. M-am pus să dau filtru jos. Filtru de ulei. Norocul l-am chiar aici, la îndemână. Dar tot o altă de ulei. Dar chiar că uite, e asta plină. O pot goale. Oala asta. Mamă, și strânge. Scapă ăla sau ce se întâmplă? Cine? Cheia? Nu, nimic.
să se scurgă bine. După ce terminăm cu mașina asta, poate ne apucăm să facem una de curat pe aici, că e jale. Da. E jale. Ulei 5.30, e bun oare? Îi bag. Dacă nu e 5.30, e 5.40. Am luat la bidon de la 200 de kg. Și n-am avut alt bidonaj decât asta. Și am luat 5 litri de ulei. Da, 5.40 pentru asta. Auto, parcă de aici, așa intră. Am pus filtrul la loc. Trebuie să ștergem un pic. Asta nu mai cu ulei pe el. Lăsăm să scurgă bine, bine din motor. Până atunci să mai strâng de pe aici, să mai fac ulei de ordine. Ia să vedem dacă e pentru mașina mea filtrul ăsta de aer. De la firma asta șmecheră și bună. Oricum. Destul cât se trebuia să schimba. Cât o fi de ieftin, tot e mai bun. Da, da. Știi ce ideea mea? Dacă îl punem așa cu tot cu nylon, nu o să mai murdărească niciodată, nu mai trebuie schimbat. E mai bun așa. Nu? Dar totuși ai cura asta să-l pun normal. Facem o treabă ca oameni, ținem un pic filtru. Trebuie să suflăm ulea ca să nu mai aibă praf prea mult. Dacă rămâne praf de la căsuța din pădure, după aia o să vrei să meargă tot acolo. Așa. Băi, nici de nou nu era așa. Ia să-i pun bușon de sub. Oricum s-au scurs uleiul tot. Am uitat să spun, a zis cineva că îți place mult cum filmul ăsta. Asta ușa. Mulțumesc frumos! Probabil era vreo fată. Vreo domnișoară. Tot mulțumesc frumos. Și normal. Da, și în cazul ăsta. Așa, era o cărpă pe spuze, bă. A venit și tata socru. Mai are și el de făcut ceva la mașină. Să vedem pe tata socru. Cum au uleiul, nu? Da, pune uleiul. 4 litri. Ulea 5.30 de BMW sau de care 5.30? Asta de BMW, pentru nu? Filtru de particule. Băi, dar eu mi-am cumpărat un propus aici. Am cumpărat și o pâlni să am curate. Și domnul tata meu a băgat ulei aspi. Și o dacă tot este. Asta special pentru ulei am luat-o. A spus să fac schimburi de ulei, să bag
Să am curată, dar de unde? Așa cred că nu mai dăm pe lângă, nu? Nu așa cred. Uite, îmi parcă e nouă ulei ăsta, așa arată. Nu știu, ai ridicat de fapt mașina ca să te scureau. Și acum ai iară de acolo. Da, nu trebuie să dau roțel jos? Ba da, dar zic că mi-ai dat-o jos. Ai ridicat și da, am dat-o jos ca să scurgă uleiul din baie. De asta. Mai mult un litru jumate, să mai punem un pic. Un litru, nu? Sau cât trebuie? Nu, trebuie să rămână un pic mai mult de un litru, pentru că ăsta a avut mai mult. Am înțeles. Am avut 5 litri și o leacă. Verific așa, vedem cam la ce stagiu e uleiul. Dacă după aia, după ce o pornim, o lăsăm un pic să scurgă, după aia verificăm uleiul normal. Bă, acum ar fi undeva la jumate, dar va trebui să mai scurgă. Oricum, după ce o pornesc, atunci îi fac nivelul, cum ar trebui să-l aibă. Dar știi ce am uitat? Nu. Am uitat să dau comandă de filtru de benzină. Pentru cei care au Land Rover modelul ăsta, cum i-am eu, și au încercat să schimbi filtrul de benzină, presupun că mulți dintre voi nu l-ați găsit. Că nu e așa de ușor de găsit filtrul de benzină la asta. Nu l-are undeva pe traseu, de la rezervor până la motor. Este o mașină sau chiar în compartimentul motor. Filtrul de benzină la mașina asta o să-l găsiți în rezervor. În carcasa unde e pompa de alimentare. Acolo îți găsești și filtrul de benzină. Rămâns, dacă vă știți pe în altă parte și n-au chef să schimbi, o să spună, domnule, mașina asta nu are filtrul de benzină. Ei, nu e adevărat, are filtrul, dar e în rezervor. Vrem să mă apuc să dăm o roată jos. Da, am vreo 4 litri și cred că am aici. Da, ulei. Filtrul de curent, chiar dacă aș vrea să o schimb la mașina asta, eu nu am. Pentru că de unde o luat-o frate meu, o luat-o cu conversia făcută gata. Le-a fost greu la băieți ca să mai bage înapoi carcasa de la filtrul de curent. Dar aia care venea pe stânga, normal când avea volanul pe dreapta, nu se mai potrivește, să o mut în dreapta. Și trebuia alta. Aici n-am mai pus, o lăsa ventilatorul liber. Acolo sunt bord. Iar oricând îi dat pe recirculare, cum ar veni. Trage tot timpul numai aer din mașină, nu trage de afară. Și de asta avea și ei probleme cu geamul, că se dezabrește foarte greu. O să trebuiască să caut și o carcasă de aer pentru filtrul de curent. Să-i pun. În sfârșit scap și eu de roțile astea, de zornăitoarele astea. Eu zic să întinzi acum curaua dacă tot ai dat jos. Parcă zici că cauciucurile, adică baloanele, zici că sunt la fel. Sau sunt la fel, de fapt? Ce anume? Baloanele. Sunt tot 65, sunt tot 65, nu?
Da, dar asta e pe 16, al doilea e pe 15. Da, ok, de 13 odată, să mai întind un pic prea la alternator, că face urât. Ne-am luat drumul de aici. De ce nu-mi intre? Așa, și aici cât era mare. Tot în 13. Invers. Și pe automat frighet pe ăsta, nu? Asta trebuie să-l trăiești acum la pierde. Uite pe ăla. De fiecare dată când pleca ventilatorul de la răcire, îmi scârția și curava. Bun, așa. Îi grăbești la altul? Dacă mai avea și niște vopțea, vopțam și edierile, le făceam ca nouă. Dacă mai avea și niște cauciucuri... Dacă mai avea și niște cauciucuri șmeteri... Da, e înacoșa și cauciucurile. Dar le pun mai mult de probă să văd cum merge cu astea. După aceea trebuie să mergem într-o zi cu el la spălat, e costeluș. Păi da, și pe interior să o facem. Într-o da, zi. Dar interior trebuie să așteptăm să vină căldura. Serios că da. Primul rând că e un pic mai... Fiind mai mare, arată și mai bine, știi?
mă asigur o să am comentarii că de ce nu sunt cauciucurile la fel. Ai spus de ce le pui așa. Și cred că e evident, pentru că nu ți-ai permite altele. E vorba neapărat numai de permis. Vreau să văd cum merge, sunt curios cum merge mașina și oricum, deocamdată nu plăie nicăieri cu ea. A vrei să... Am fiat-o. Da, da, da. Dacă am de plecat undeva. Vreau să văd cum merge. Ce înseamnă un pic de ungeri? Uite ce frumos intră. Curățate ca lume. Aici văd o mică problemă. Joacă capătul de bară în partea asta filetată. Încerc să o strâng. Probabil dacă o fi fost făcută vreodată direcție la mașina asta, nu știu dacă a fost. Cine a umblat aici, uita să mai strângă șurubelul de la capătul de bară. Nu merge. Poate strica filetul. Nu, de obicei asta se blochează. Nu merge. Da, aici trebuie să dau comandă de capă de bară. Știi ce... ce ar fi fain? Ce? Să luăm și noi niște cauciucuri de astea. Da. Și am văzut că ai o mașină acolo care stă degeaba. Să le punem pe ea, să mergem, să vedem dacă... dacă chiar sunt așa buni cauciucurile astea. Sunt alea de off-road? Da. Sau o altă idee. Poate le-am pe alea două de afară. Mașini? Nu, cauciucuri de astea. Asta că sunt mai mari. Hai să le punem pe astea. Să vedem cum ar merge pe o mașină mică. Ce zici? Le punem după. Și mergem... le pun pe iadul meu. La Alhambra. Chiar, când... dar trebuie și jante. Să punem jante, jantele astea? Tocmai. Pentru că pentru iadul am vreo 4-5 rânduri de jante. De roți. Și astea sunt pe ce? Ce dimensiune au? Sunt pe 15. Cum ar arăta seatul cu roțile alea? Doar că trebuie să mai tai din aici. Uite aici mi se... aproape de instigur, nu? Vezi că au... are un pic de noroi pe aici. Are, are. Să-i noroi de la căsta din păduri, nu? Mă bag vreo, da. Prinde-o cumva. Da. Îi dau niște holșuruburi. Zic, dacă mai repare mult roverul pe aici prin garaj la Tiberiu, e garajul Tiberiu, nu? Da. S-ar putea să crească grâu. La cât pământ o căzut din mașina asta. S-ar putea că tata iar mi-a luat autobiletanta, iar nu am aici. Nu, trebuie să-ți fac ușul să le încui. Da, nici. Adevărul că da.
Trebuie ușa. Mai scutim din muncă. Ai găsit-o până la urmă? Am găsit-o, da, acum. Ți-am dat eu un pic de vaselin înainte. Perfect. Ai, ce bă, e bun. Să vedem eu dacă face ceva cu șuruburile astea. Dăm unul aici. Dacă aș mai da și prin filetat, ar fi mai bun, nu? Da. De rigid. Tata socul s-o cam plictisat, cred că, după cum îl văd eu. E altă treabă. Asta nu pot folosite. Cel mai bine din toate. Păi să facem și o presiune. Ce se aude? Nu știu, asta încerc și eu să aflu. Auzi o tablă ceva, nu știu. Pe aici, pe la cui? Nu? Ia. Pe aici, pe la tobă ceva. Nu pot să întors. Da. Are pană. Vezi că...
Deci nu are mult pământ, da. Arată beton. Aici mai am o problemă. Una la mână, am dat comandă de bucuri la brațul ăsta. Deci are joc. Și încerc să strângul cu șurubelul ăsta și... Uite aici îmi joacă. Dar îmi joacă tot cu șurubul, nu știu care-i treaba. Ce s-a întâmplat acolo? Dacă reușesc să-l și strâng, treaba-i bună. Nu de. Celălalt? Sau din asta joacă? De aici. Sau vreau să-l tăr jos. Care-i treaba? Nu. Trebuie rupte înăuntru în șasiu, piulița. Se învârte cu totul. Încerc să strâng la loc și aici am să dau într-o zi jos tot. Să decuplez șasiu. Desface nici nu se strânge. Acolo va trebui decupat șasiul ca să pot să sunt contra. Fac cu gaură aici. Altceva nu văd. Cum aș putea să rezolv problema. Problema asta o ard de când are mașina. Am plecat de trotul de foc. Oare unde am pus elexermul? Uite acolo. Atent, asta l-a nimerit pe sens fără să vreau.
Să dăm afară. A fost reacă cu ea pe drum, în toabă, altă treabă, altă viață acum. N-o să mai aude huruitul ăla așa puternic. Ar fi altă mașină. Dar până una alta, să vedem ce are Opel-ul. Ce s-a întâmplat? Asta a fost de stilul ăsta de la parbriz, care îl dai pulis undeva. Miroasă mașină. Da, mașină miroasă în momentul când dai și stropiești. Da. Asta ar fi normal să miroase, pentru că în momentul când ajunge lichidul pe parbriz, deci aerul îl trage de undeva de afară, de la baza parbrizului, și să-l bagă în mașină. Și normal să miroase. Da, se duce prea repede, și în probleme. Ia dă-i la drum la capotă. Da, la tine aici, vasă. Da. Acum aici ceva lichid? Da. Stai, eu au fost lovit aici, partea asta, și cred că o spart. Da, da, da. Se vede, pare se curge pe la motoraș. Și bun să pornesc alea ca să-i să dau. Da, și se pornește. A, se vede, nu? Se vede cu picuri pe la motoraș. Nu, dar când dau, curge mai tare când dai și dai pe ea. Probabil că da, n-a, vede, sper să mă strochească pe mine. Dar pui numai contactul și porni mașina. Fix. Picuri pe la motoraș. Dă-i. Da. Lasă, dă-i pace. Nu-i mai dat.